Trei reghineni cu dizabilități de vedere care învață tehnici de autoapărare la clubul Red Dragon s-au calificat la campionatele europene rezervate persoanelor cu handicap. Aceștia au ocupat două locuri întâi și un loc doi la primul campionat național de karate, care s-a desfășurat recent la Reghin. Au între 14 și 47 de ani și se antrenează doar de anul acesta, dar se pare că alături de asistenții lor, care sunt sportivi de performanță, au reușit să deprindă repede acest sport. Premieră pentru municipiul Reghin. Trei persoane cu probleme de vedere au reușit să se califice la campionatul european rezervat sportivilor cu dizabilități. Reușita vine în urma campionatului național de karate desfășurat recent la Reghin, la care au luat parte cei trei nevăzători. Este vorba de Chichi Arpad, în vârstă de 47 de ani, Daniel Bucur, de 35 de ani și Alexandru Huduleț, în vârstă de 14 ani. Au obținut două locuri de 1 și un loc 2. Asta însemnând că sportivii, alături de asistenții lor, vor participa în septembrie sau în octombrie la campionatele europene care se vor ține la Timișoara. Deci campionate europene pentru, da, pentru persoane cu dizabilități, da. Cu tot felul de dizabilități. La noi la club sunt cu dizabilități de vedere. Nevăzătorii se pregătesc alături de sportivii de performanță ai clubului, Sobo Alexandru, Daniel Barta și Narcis Halațiu. Antrenamentele au început abia anul acesta. Ce sportivii au pregătit? Au lucrat alături de persoanele astea cu dizabilități de vedere, au lucrat cot la cot cu ei până când au ajuns la un nivel de pregătire. Pot să spun că acum am început undeva la sfârșitul lunii ianuarie să muncim. Și eu zic că au evoluat destul de bine. Trebuie să ne adaptăm nevoilor lor. Nu putem să lucrăm cu ei ca și cum am lucrat cu, de exemplu, cu Dani sau cu Vlad aici de față. Da. Trebuie să știm că trebuie să-i ghidăm când facem aceste procedee. Să le spunem unde să pună mâna, cum să ducă piciorul sau... În schimb, se adaptează destul de repede. Învață mai repede decât unii copii de la sală. Și se descurcă foarte bine. Fiind o competiție specială, a avut și reguli deosebite. Una dintre ele a fost o probă demonstrativă pentru persoane cu dizabilități de vedere care sunt îndrumate de un asistent. Partenerul, ajutantul, care are vedere bună, trebuie să atace, în timp ce persoana nevăzătoare trebuie să se apere. O altă probă a fost o luptă imaginară cu luptători imaginari.